Desfășurată ieri în municipiul nostru, la sediul Asociației Județene a Pensionarilor, ședința Comitetului Director a Federației Naționale a Pensionarilor a hotărât alcătuirea unui comitet de dialog care să se întâlnească cu Ministrul Sănătății Eugen Nicolaescu. Aflați la Giurgiu, alături de liderul național al pensionarilor, Preda Nedelcu, șefii de asociații județene din Constanța, Teleorman, Brăila, Giurgiu, Olt, București și Vâlcea, nu pot accepta faptul că pachetul minim de servicii medicale, un proiect al Ministerului Sănătății, nu cuprinde măsuri și pentru persoanele pensionate trecute de 70 de ani. În exclusivitate pentru postul nostru de televiziune, liderul județean al pensionarilor giurgiuveni și unul dintre vicepreședinții Federației Naționale a Pensionarilor a venit cu precizări esențiale. În situația în care, în urma discuțiilor și a modului de prevedere a acestui pachet de servicii medicale, dacă pensionarii nu vor fi satisfăcuți cu aceste noi măsuri, care se pare că va duce mai mult la îmbolnăvirea sistemului medical actual din România, suntem hotărâți să ieșim în stradă, să pichetăm Ministerul Sănătății și chiar probabil Guvernul României pentru a reveni la acele probleme care pot și trebuie la ora actuală să apere mai mult sănătatea pensionarilor, a persoanelor vârnice, a oamenilor care au depășit și 70 de ani. Dacă maniera de protest la care s-au hotărât să recurgă membrii filialei naționale a pensionarilor va ajunge să se pună în practică, numărul celor care vor ieși în stradă va fi mai mare, probabil pentru că la măsura adoptată ieri în ședință au aderat și cei din Asociația Petroliștilor Pensionari. Această structură a petroliștilor este afiliată Federației Naționale a Pensionarilor și a avut ieri la Giurgiu reprezentanți în ședința desfășurată.